Salutare tuturor și azi, fraților, la un nou videoclip. De această dată, din câte puteți vedea, o să facem ceva mai special. O să începem o serie de Minecraft. Ei bine, această serie se va numi Netcraft. O să fie o lume de single player, dar o să fie niște episoade mega speciale. Pe lângă faptul că o să facem niște proiecte huge, o să avem și invitați youtuberi. Ei bine, primul videoclip n-am reușit să-l facem alături de un youtuber, din păcate, dar asta nu e o dilemă foarte mare, pentru că oricum în acest videoclip o să ne construim casa. Mă, unde am căzut? O să ne construim casa și stați liniștiți, nu trebuie să dați skip, pentru că mă voi ocupa eu de tot, o să tai toate părțile plictisitoare și o să trecem direct la muncă. Dar înainte să trecem la treabă, neapărat apăsați butonul de like dacă mai vreți Minecraft pe canal, neapărat abonați-vă cu clopoțel și lăsați acolo un comentariu frumos. Și dacă vă jucați Fortnite, aș aprecia enorm de mult dacă ați pune robinet pe item shop. Ai vino cu acea cuțo. Hai te-ai dus, dă și mie niște carne fără mișto, că avem nevoie, băi, de mâncare la început acum destul de multă. Nici măcar nu știu ce casă vreau să fac, dar cred că o să o fac aici în zona asta de spawn, că e destul de tare, trebuie doar să nivelez și să iau materiale în momentul de față, așa că revenim. Neapărat, oameni buni, nu uitați când tăiați un copac să-l și replantați la loc, doamne, cât de frumos. Aveți grijă de natură, băi. Holy, am găsit aici un cățel, o să-l punem aici bine, să știm unde-l găsim când o să venim să-l luăm, că n-avem oase momentan. O să fii camaradul meu de drum. Oameni buni, vreau neapărat să-i lăsați un nume în secțiunea de comentarii pentru când o să găsim un name tag, dar să știm și cum îi spunem până atunci. Doamne, după 10 milioane de ani în care am spart copaci cu mâna, mi-am dat seama că eu, bă, pot să-mi fac un topor. O, doamne. Am găsit un schelet, cred că o să ne facem prietenul cățel în sfârșit dacă nu mă bate domnul ăsta. Domnule, te rog. E bine că ne-a dropat ce avem nevoie. Wow, wow, stați cum îți băieți că nu-i de joacă cu voi acolo. Vă rog frumos să plecați. Mamă, cum vin, ajutor. Ia uitați ce capă frumoasă de Optifine am eu, dar mă cam aleargă 10.000 de oameni. Nu sunt oameni așa de fapt, stai. Te rog frumos, domnule, stai departe. Mamă, unde sunt schelezi, frate? Vreau să îmblânzesc neapărat un cățel. În această aventură a Minecraft-ului, dar nu mă ajută și pe mine cățelul ăla de acolo. Uite cum fuge! În această aventură a Minecraft-ului, din păcate dăm de așa ceva. Oh, mi-a dat hit. Mamă, să nu mor. Vai, cât de low sunt. Cuțu, Daniel, cuțu! Îmi place să mă bat cu prădătorii nopții, băieți. Hai să vedem dacă reușim să-l facem pe băiatul ăla, prietenul nostru pe care nu mai găsesc, uite-l aici. Am 6 oase, oameni buni. Dacă nu mă acceptăm viața lui cu 6 oase, nu știu ce să mai fac. Hai, cuțu. Ha! Best friends forever. Acum vreau neapărat să-i știu numele, pe care bineînțeles că voi îl veți alege. Doamne, cât de frumos e, oare să-i dăm și lui? Gata, i-am dat și lui. Mănâncă, frate, și tu, că și tu ești un suflet pe pământul ăsta. Hai, te rog frumos să vii afară ca să mă ajuți în aventura mea. Cât de frumos! Bun, acum că avem o grămadă de materiale și mi-am reparat și uneltele, oarecum, eu zic că e timpul să ne apucăm de casă, dar ce trebuie să facem mai întâi este o lopată. Acum, Robi, n-ai decât să dai la lopată și să nivelezi tot terenul ăsta. Vai de capul meu cât am denivelat aici. Revin. După 10.000 de ani am reușit să nivelăm și noi aici. Oricum nu o să fie o casă foarte mare asta de început. O să mai extindem dacă e nevoie pe viitor. Adică, Robi, bineînțeles că e nevoie. Ok, nu știu cum să încep. Vreau să-i dau o formă așa mai ciudată, dacă pot să zic. Bam, bam, ok. Mamă, dar e destul de mare, frate. Ok, o să facem așa și aia. Tu nu aici, tu nici aici, tu aici. De cât o facem înălțime? Nu știu. Una, două, trei, patru. Hai să zicem patru. Una. E bine că o facem de 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mamă, se face seară și eu n-am lână. Lăsați, băieți, că ne-am mai bătut noi cu monștri. De data asta avem și cățelușul care să ne ajute. Doamne, ce easy shotron o să le dăm. Hai să fac și eu repede un ce să-mi pun itemele în el. Bam. Hai să vedem dacă găsim aici, mai dăm unul, un furnal, bam, hai să mai facem încă un furnal și să ne băgăm repede itemele, bam, 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 bam. Ok, și de ce avem nevoie? De astea, de asta, 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 de asta. A, uite un copăcel, te voi planta aici. Hai să-i dăm repede și dungile astea de aici, bă, sper că, da, e cu mijloc, mamă, vezi că nu o dai cu IQ-ul meu. Bine, nu știu dacă e simetric aici, dar e ok. Mai țineți minte, băieți, când v-ați zis că nu o dăm cu IQ-ul, uite așa am reușit să fac. E bine. E, parcă e altă viață așa, dar mă, sunt un schelet în spate. Unde ești, mă? Eu uite-l pe ăsta. Ce cal, frate? Ești din apă. Nu cumva să îndrăznești să faci pipi în apă. Intrarea casei o să o vreau aici. Hai să vedem ce le punem pe jos. Nu o să pun de ăsta. Pun de ăsta așa, mamă, cât de frumos. Și așa. Și acum, nu știu, frate, ce să-i mai fac ajutor. Nici măcar nu știu ce design pot să-i fac. Momentan i-am făcut așa, dar oricum o să-l schimb pe parcurs. Am văzut că acolo avem și niște nisip să luăm, să facem niște geamuri pentru casă, pe care de fapt o să luăm chiar acum ca să nu uit. Hai că-l mai luăm dacă e. Oh my god, mai avem atât de puțin și ternăm pereții. Băi, du-te înăuntru, frate, ce faci? Doamne, a venit să stea aici cu mine, să aibă grijă de mine, băi. Foarte drăguț cățel, no!
Vai de capul meu, credeam că o să rămânem fără sticlă și eu nu mă mai duceam iarăși după nisip. Ei bine, cam așa arată pereții casei. O să trească să facem și acoperiș. Și în momentan n-am făcut ceva foarte tare pentru că suntem încă la început și nu prea avem resurse. Și nu vreau să stau să mă chinui. Trebuie să-i facem repede podeaua, acoperișul și gata. Am avem aici un musafir pe care nu-l dorim, dar imediat rânăm și noi acoperișul casei oarecum. Trebuie să sparg schelele astea de dirt ca să arate și el cumva. Mamă, vai de capul meu ce e acolo. Mamă, și n-am pus torțe în interior. Dacă se spawnează vreun creeper și îmi distruge mie casa, vai de viața mea, pleacă bă de acolo. Wow, ce mă fac? Poți să-i dau de aici oare? Ăla stă la ușă? Nu, perfect, pot să mă duc acum în casă, cred. Hai că pot! Bă, pleacă de acolo. Uite că n-am terminat nici aici. Bă, pleacă-mă de aici. Ok, fiți atenți, am o idee. Hai, vino după mine. Nu, bă, nu. Doamne, cât de ușurat mă simt. Am și noi repede schela asta și vă arăt așa în mare cum am făcut. Ma, nu, punem torțe. Mai bine punem niște torțe că nu vrem musafiri. Chiar dacă observ că deja au venit. Punem și pe aici prin pod. Să fie, tată, să fie. Bun, hai să văd dacă vă pot. Bă. De, bă, da. Nu-i frumos să intri așa la oameni în casă, men. Cam așa arată în mare, imediat o să spargem și schela aia. Hai să mergi și mai de... Mamă, nu mai am mâncare. Cam așa arată casa, bine, fără dirtul ăla acolo. Acolo nu o să fie dirt și nici acolo. Mă, te-am văzut, mă. Bărbate, stai cu minte. Am mai dat jos încă una și mai e doar asta din partea asta și gata. 2, 1. Și așa arată casa, oameni buni. Bine, nu o să fie gaura asta aici. Da, bă, eu zic că e ceva drăguț. Numai bun de început. Hai să mă pun să acopăr și asta repede. Mama, abia acum am observat că unele părți le-am filmat. Bă, dar asta nu pare simetrică, bă. Ok, trebuie să dăm un bloc mai la stânga, cred. Ba nu. Să facem intrarea de două. Vreau să fac aici un balcon și în spate am făcut designul altfel. Nu știu dacă o să se vadă, ba, dar se vede, arată super tare. Da, hai să începem să facem balconul ăsta. Bam, bam, plus că mai am două uși acolo în chest. E numai bine venit balconul ăsta aici. Dar nici nu știu cum să-l fac. Unu, și dacă mai rămân două, perfect, cam cum să fac și colțurile astea așa. Ba nu, astea le lăsăm așa. Bă, e altă viață, bărbate. Hai să văd dacă am destul gard. Gard cred că am doar ca să pun sus acolo. Hai să luăm repede și ușile astea două. Să facem niște scări improvizate. Mă rog, o să le facem așa pe moment. Ușile repede, bam, bam. Punem repede gard, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Punem repede niște torțe aici ca să nu se spawneze nimic. Și gata, avem și un balcon. Pe care, dacă stau bine să mă gândesc și scot torțele astea de aici, pus la acopăr. Mamă, bă, da, eu fac ce fac și o să mor clipul ăsta. Bam! Și... Bam! Și oficial am terminat balconul. Mamă, mai am o inimă. Oameni buni, aceasta este casa pe care noi am reușit să o realizăm. Încă nu e simetric acolo, dar nu contează. Nu știu ce să-i fac, o să văd eu. Eu zic că arată destul de tare și bă, e locuibilă. Sincer, trebuie să-i mai facem podeaua, dar asta o să o fac eu off-camera. Sper că v-a plăcut videoclipul. Nu uitați să vă dați butonul de like și neapărat să vă abonați. Adică trebuie să fac și o scările astea. Mă rog, le lăsăm așa momentan. Nu uitați totuși să dați un follow pe Instagram ca să vorbim mai mult. Și dacă vă jucați Fortnite, nu uitați să băgați robinet pe item shop. Slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get